Sunt Bogdan și vă spun ca de obicei cu drag bun venit la Procar. Inaugurăm seria tutorialelor noastre grupate sub genericul videopontul Procar cu o temă de larg interes. Presiunea în roți. Pentru a afla foarte repede care este presiunea ideală, căutați eticheta specifică, de regulă amplasată în zona bușonului de realimentare sau pe stâlp, la una dintre uși. Atunci când apare pe bord acest simbol, semnalează o problemă cu presiunea în roți. Simbolul apare din diferite motive. Când o roată a pierdut presiune, dar și atunci când s-au schimbat roțile de vară cu cele de iarnă, sau invers, sau când a fost sesizată o diferență de rotație între roți. Ce aveți de făcut? În primul rând, verificați presiunea cu un manometru sau măcar vizual dacă toate roțile sunt umflate. După ce v-ați asigurat că aveți presiunea corectă în toate roțile, resetați mesajul. Acesta se poate face la modelele mai vechi, fie apăsând butonul dedicat sau pe următoarea cale. Meniu, autovehicul, săgeată stânga sau dreapta, indicator presiune pneuri, set, confirmare. La final, încă un pont. Cu siguranță, ca șofer, ați fost în situația în care v-a apărut afișat pe bord un simbol a cărui semnificație nu o știați. O puteți descărca din Google Play sau App Store. Aplicația Procar pentru smartphone. Asta e tot și nu uitați! Consumul de carburant și aderența autoturismului pot fi influențate de presiunea corectă în roți.